Reprezentanta zonei Mușel în Liga 4, Zimbrii Lerești, a jucat sâmbătă la prânz în fața propriilor spectatori, întâlnind în meci contând pentru etapa cu numărul 4 pe Dacia Ștefănești. A fost o primă repriză echilibrată cu un singur gol marcat de Laurențiu Petre, astfel că gazdele au intrat la vestiare cu avantaj minim, scor 1-0. Mușelenii s-au descătușat după pauză, când au marcat de alte 3 ori, prin Andrei Nilă, Rareș Cicu și încă o dată Andrei Nilă. Zimbrii Lerești, Dacia Ștefănești 4-0, însă antrenorul gazdelor Bogdan Dascălu susține că la echipă mai sunt mici rectificări de făcut, sperând evident la un parcurs foarte bun până la final. Îmi bucură în primul rând de victorie, oarecum mai sunt mici rectificări de făcut, avem un lot numeros, încercăm să joace toți jucătorii, avem chiar dublul pe posturi și mergem înainte cu speranță și sper că acesta e doar un început. Etapa cu numărul 4 în Liga a 4-a a fost una favorabilă gazdelor, 5 victorii și un singur rezultat de egalitate. Iată rezultatele complete ale acestei runde. Zimbrii Lerești, Dacia Ștefănești 4-0, Speed Academy Pitești, CS Domnești 2-1, CS Mioveni 2, Delere Pitești 4-2, ACS Poiana Lacului, ACS Costești 2-2, FC Pitești 2008, Victoria Buzoiești 3-1 și Internațional Valea Iașului, CSC Suseni 2-0. În clasa avem Zimbrii Lerești locul 1, 4 meciuri, 4 victorii, un total de 12 puncte, Speed Academy Pitești locul al 2-lea 10 puncte și CS Domnești locul al 3-lea 9 puncte. În runda următoare, sâmbătă 7 octombrie de la ora 12, liderul va juca în deplasare la ACS Costești, o altă echipă din campionat neînvinsă în acest sezon.